Acest desen animat o să-ți facă pielea de găină 100%. Ați auzit foarte bine, frați și surori, eu sunt Marius Iancu, iar astăzi vom face o reacție foarte specială, deoarece ne vom uita la un desen animat pe care probabil 99,9% din voi nu l-au mai văzut până acum. Și fiți atenți, boys, că desenul ăsta animat este puțin mai special, deoarece cică o să ni se facă pielea de găină când ne uităm la el, deoarece are așa un fel de încărcătură emoțională și este foarte, foarte interesant. Mai exact, boys, acest desen animat are loc în o lume a animăluțelor, unde este vorba despre o familie de pisici și e soț și soție, și soțul acestei femei, gen care este protagonista desenului animat, soțul pisicii, a murit, iar ea se duce să găsească omul care i-a omorât, din păcate, soțul. Să vedem, îl găsește sau nu? Nu știu, mie mi se pare foarte interesant și chiar o să văd dacă mi se face pielea de găină sau nu. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem reacții la desene animate. Eu zic, voi, să nu mai pierdem timpul și să vedem care este treaba cu acest desen animat care se numește Fiul, după cum puteți vedea, și are 400.000 de like-uri. Hai să vedem. Let's go. Deci aici, boys, începe situația. Aceasta este pisicuța protagonistă, na, pisicuța căreia i-a murit soțul pisic. Și aici, boys, vine polițistul și îi dă geniacid acolo o poză cu portretul criminalului, boys, portretul criminalului. Știți că în momentul în care se face o infracțiune și poliția vrea să găsească cel care a făcut infracțiunea, infractorul mai exact, se duce și întreabă martorii cum arată și fac un fel de portret de ăsta, după cum puteți vedea. Ok, hai să vedem. Bun, mamă, uite, ea e foarte nervoasă pe el și micuța, pisicuță, merge la drum și o să facă, o să facă chestia asta. Hai să vedem. Bun, deci după cum puteți vedea, bun, deci după cum puteți vedea, mergea, a mers cu mașina și acum ei s-au oprit în mijlocul pădurii. Deci că o să fie un desen animat foarte emoționant. Bun, te-ai oprit în mijlocul pădurii, sora mea. Mamă, băi, dar nu cred nici loc cu pădurii. Băi, cât ghinion. Să te lase mașina fix aici. Mamă, boys, cât ghinion să te lase mașina fix aici. Hopa. Fiți atenți, boys, câte chestii are ea în mașină. Are foarte multe, are încă un panou de ăla, știi, pe care l-au criminalii. Deci vrea neapărat să-l omoare pe ăsta, să-și ia revanșa pentru soțul ei pisic. Ok, uitați-vă. Micuță, nu te supăra. Uitați-vă, își deschide harta. Se gândește, nu știu cum. Ok, acolo este o benzinărie. Hai să vedem. Vedeți că e foarte, foarte nervoasă micuța. I-a picat ăsta pe jos. Ok. Se uită, păi și nu mai are bani de benzină, bro. Nu mai are nici bani de benzină. Se uită la fața lui ăsta, trebuie neapărat să-l găsească, bro. Trebuie neapărat să-l găsească și să-și ia revanșa, gen, doar asta e în capul ei. Ok. Hopa, a luat autobuzul. Hopa, ai grijă. Ok, a ajutat-o cineva. A, sau? Boys, cred că și-a dus și aminte cum l-a cunoscut pe bărbatul ei. Da, cred că așa, gen, și-a dus aminte cum l-a cunoscut pe soțul pisic. A ajuns la benzinărie. Mamă, ce mișto e făcut desenul, bro. Ok. Ok. Uite-l acolo pe casier. Hopa, boys, cumva își pune benzină și nu plătește? Asta e marele plan? Ia uite, se uită la ăla. Ăla n-are nicio treabă. Deci cred că nu o să plătească. Asta e planul ei. Pentru că n-are nicio bani, n-are cum să plătească. Ok, își pune în canistră. Asta n-are nicio treabă. Hopa, vezi că dă pe afară benzina, sora mea. Ok. A venit el. A venit să-și aprindă o țigară unde scrie no smoking. Ok. Bun. Cred că o să fugă. O să fugă? Cred că o să fugă. A fugit, ok, boys. Hopa, ba nu! Ce face? A apucat-o, bro!
Bro, dă-i canister de benzină. Hopa. Mamă, băi. Băi, boys, ia stați puțin. Deci acum i-aș aduce aminte și din viața cu soțul ei. Însă, băi, ăla are o țigară aprinsă în gură și e benzină pe jos. Dacă pică țigara pe jos, toți au foc. Uite, își aduce aminte, boys, își aduce aminte de momentele cu soțul ei pisic. Ce drăguț, man. Două pisicuțe care se iubesc. Cât de drăguț. Uite, se bat la zgâriat. Mamă, să nu-i pice lor la țigara. La zgâriat, bro. Nu, ai grijă, ai grijă. Ai grijă. A aruncat acolo. Bro? Gata? Boi, hopa, ai curge sânge? Boi, Samă, nu te da bătută, micuțo. Oh, se iubesc, boi, îți dau pisicuțe. Ce drăguț. Ok, hopa. Hopa, că se trezește. Ia uite, și-l vede pe el. Cum cred că sună la poliție acum? Oh, mamă, și-l vede pe el cum l-a văzut pe ăla care i-a omorât soțul pisic. Ok. Ok. Ia o sticlă. Oh. A picat aia pe jos, v-am zis, boys. Și-a luat totul foc. Și au explodat, bro. Ea a reușit să supraviețuiască? Sau care-i treaba? Ok, boys, hai să vedem dacă a reușit să supraviețuiască. Acum iarăși aduce aminte de... Uite ce drăguț, băi, să-i beau două pisicuțe. Ce emoționat e, man. E drăguț. Ok, acum se culcă micuții. Ok. Și acum cred că se trezește în focul ăsta. Mamă, micuțo, băi, ești rănită, pleacă de aici neapărat. Pleacă de aici, bro. Mamă, pleacă de aici. Pleacă de aici, ce ai făcut? Uite, ia. Mamă, băi, zici, vine să cred că încă vrea să ia canistra. Băi, nu se lasă. A luat canistra și se duce. Gen, a luat canistra și se duce înapoi la mașină. Ok, bagă, oh, bro, ai grijă, ai grijă. Ok, bagă în mașină, fraților. Și cred că tot vrea să se ducă să-l prindă pe criminal. Ok. Oh, îi se rupe foaia, dă-i. Ok, boys, am mers să prindă mașina. Hai să vedem. Se uită pe hartă și nu mai vede pe criminal, ia. Oh, stai. Că acum își aduce aminte de el, iară. Uite, boys, e plină de sânge, gen. Adică, acum, practic, boys, și ea a omorât pe cineva, gen. A omorât pe cineva de la ăsta, cum îi zice, de la benzinărie. Își aduce aminte de momentele drăguțe cu pisicul. Ok. Oh. Ce drăguț, ce drăguț. Dați-vă, boys. Ok. Ce faci acum? Oh, începe să plângă, bro. Își dă seama, gen, își dă seama că de fapt soții n-ar fi vrut chestia asta niciodată. Gen, ar fi vrut ca ea să fie bine, nu să zică să se răzbune. Oh, sărăcuța. Boys. Sărăcuța. Și a rămas aici, boys, în mijlocul pădurei. Și gena a făcut practic alegerea bună, fraților. A făcut practic alegerea bună. Ca pisicul ei, care a fost omorât de ceva calna, să nu sufere calul, gen. Sau, hopa, vede ceva acolo, boys. Acolo cred că e focul pe care tocmai l-a făcut la benzinărie. Ce o să facă, man? O să sune la 112? Ce o să facă, bro?
Ok. Ok, a sunat la 112, fraților. A sunat la 911 ca să-i zic, ca să-i zică de ce a făcut, bro. Ok, fraților, aici bănuiesc, da, aici bănuiesc că s-a terminat desenul nostru animat. Băi, chiar a fost ceva foarte, foarte emoționant, dacă stați să mă întrebați pe mine, a fost ceva foarte tare. Însă, până la urmă, boys, a făcut alegerea bună, pentru că nu e bine să vă răzbunați în viața asta. E bine, băi și fete, eu am fost Marțianco. Dacă vreți să facem un episod în care reacționăm la cele mai amuzante desene animate, scrieți la comentarii. Vă pup pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!